Da, mie îmi place fetița. Îmi place maxim. Mi-a dat ochi. Ai suri. Pe bune? Mare mea, ce ustru. Ai, cum ți-am dat? Ba da, fă așa cu bluză, așa pe dos. Bluză am pus-o toată pe... Nu, pe dădesubt, așa, mirea. A, si. Așa. Le speli iubita și scam, exact, iubita, de bește să ajungă acasă. L-a dezinfectat, bă, băiatule. Și vă fac și un unboxing de acasă, să vedeți ce am găsit, ca să se vadă mai bine la lumina... Tu ce m-am luat? Becului. Sunt lucruri super fetiță, ce ai? Da, ne ferește. Anatimu. Și asta e puțin, așa, pe lângă ce am găsit și... Dacă am găsit calculatoare, dacă am găsit... Calculator care costă 400-500 de euro. Mi-a picat fața și multe, și multe. Am găsit multe, fetiță. Ghiozdane, noi nouțe, uite, ghiozdanul cu care se duce fimea la școală, e luat de pe fundul tomberonului, era nou cu etichetă. Multe, 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 multe lucruri. Adidas și multe, eu zic așa ce mi-aduc aminte, dar sunt numai lucruri super, fetiță. Numai lucruri bune. Uite, eu geaca asta nici n-am spălat-o, tu știi? Asta a luat așa pe mine. Dar nu mai știu, bă, era curată, că dacă îți dai seama, dacă o luam de toberul și puțea, o spălam, dar nu mai ții minte de în ce sac am luat-o pe asta, nu mai ții minte, ca pământul. Nu, nu știu, iubita. Ailaltă, așa cum am văzut-o, așa am scos-o. Dar și pe aia am luat-o așa, că nu miros, era pus pe deasupra. Cum naiba aruncă și lucruri bune? Eu nu știu, fetiță, păi să... Mă, cum facem toți, că până la urmă tot aruncăm. Eu zic de ei, dar și eu am aruncat la rândul meu o grămadă de haine. Noi nouțe, poate cu etichetă. Le-am luat că le-am găsit la reducere, tașcă mă cuprinde, le iau mai târziu, le țin, știi? Și la final au ajuns în tomberon și la ale mele. Așa se întâmplă, așa suntem noi oamenii. Sau cumpărăm și nu mai găsim tichetul și uite așa. Ia, ceva pe sub. Ce-a fost, mă, ăsta sub? Sub tomberonul ăla. Ia, hai să vedem ce e sub tomberonul. Nu știu, pătură, nu știu ce. A ver? Uite, sub tomberonul. Ce fi ăsta? O fi păturicu? Mă, ră! Ce-o fi ăsta? Să e cu vor. Ce e asta? Trage. Gata. Ce dracu e asta? Un covor mai obosit. Ce pena, credeam că e păturică, știi? Dar nu e păturică. Era un covor, dar nu mă interesează covorul. Unde sunt, gata? Aici. Dar îmi place lume, mă. La? Cartoană, mă. Ce ai găsit acolo, mă? Ai grijă, păi, ai răsturnat toate alea acolo. Stai că n-am loc acolo să mă le... Vrei să țin eu de... să țin eu lumina? Stai, mă, vine aici. Ah, ochelari, ai găsit ochelari, fetița, ver? Sunt și ei de firmă, bare... Sunt vreau și eu de firmă, că de firmă n-am avut niciodată. Ha? Ce scrie, mă? Hai, aici ochelari mișto, bengă și vezi. Mai să... Para mi. Mai să... Păi unde ți-e bătut? La cupe. Hai? La cupe. Nu e, mă, niciun sus. Nu l-am văzut. Unde e sus? Nu e sus. Dar aici ce? Nu știu, nu văd. Dar sunt drăguț, sunt frumos. Da, bravo, mă. Maroca, geaca mea. Mai să. Dar știa, n-am avut. Mai să. Hai. Unde știi, bă, băiatul ăsta? Stai să-mi pun ochelarii acolo, să nu-i pierd, că sunt frumoși. Mai să. Unde să-i pun? Nice! Top model mă fac cu astea. Ce? Mă fac top model. Manechin. O să-mi fac niște outfit-uri. De mare lumea, fetiță, de la tomberon. Nu s-a văzut cum vrei, da? Nu vrei, nu vrei, nu vrei. Nu vrei, nu vrei, nu vrei. Da, așa și-mi e cald, a ver. Ca să te umpli de aia, îi fac. Ole! Ole, tu! Asta e mișto să le trimit la astea.
Da, a fost desenată în miere, că de asta, când îl cupără după străinătate.